Bună tuturor celor din Zodia Scorpion sau care veți ascendentul sau luna în Zodia Scorpion și bine v-am regăsit la citirea pentru dragoste în perioada 1-15 ianuarie 2023. După uh, 2024, dragilor, în 2023 am rămas un pic în urmă. Nu, 2024, îmi cer scuze. Uh, vă dați seama, un an de zile, un an întreg vorbim de, despre același an. <coughs> nu am ajuns să repet, nu. 1 15 ianuarie 2024. Bun, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți să sau un mesaj pe WhatsApp, la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp. Și aici avem un cavaler de Bute. Unde mergeți voi? Mergeți să vă căutați iubirea adevărată. E foarte posibil să aveți de face cu un semn de foc, berbecleu, săgetător. Ori plecați într-o călătorie, ori vă îndreptați către o anumită persoană Ideea este că sunteți plin de entuziasm în legătură cu ceea ce vine Și este o energie foarte pozitivă, parcă sunteți puși așa pe aventură Să vă distrați, să ieșiți dintr-o zonă de monotonie Plecați, plecați într-o direcție nouă Văd că căutați succes într-o relație sau într-o situație legată de partea amoroasă, mai ales că unii dintre voi a străit cumva în lipsă, cred că vă rupeți de anumite lucruri care au creat multă instabilitate în viața voastră și pierdere, pierdere de energie, de timp, parcă v-au secat așa de tot și toate. Poate să fie și un semn de Pământ, cioro Capricorn. Ideea e că există oarecare neclaritate, dar văd că rupeți, tăiați, terminați definitiv. Discuția cu cineva nu mai permite să schimbați modul în care comunicați și interacționați cu o anumită persoană care vă interesează. În a doua săptămână avem regele de monede, da? care duce o realizare, mai ales din punct de vedere al comunicării. Clar, aici aveți de a face cu o persoană în semn de foc, berbecleu săgetător. Este o persoană care își urmărește pasiunea, dorința, o persoană foarte inspirată care încearcă să vă intre poate pe sub piele și aduce ca o creștere în viața voastră din nou se repetă. Deci voi veți avea de face în a doua săptămână din luna ianuarie cu o persoană foarte puternică, o persoană care este dispusă să facă absolut orice, să vă cucerească sau să vă recucerească. Nu vă lasă. Poate să fie vorba și de o perioadă în care vreți o evoluție din punct de vedere sentimental, pentru că văd niște tensiuni. Văd o situație un pic așa înceață în ceea ce privește evoluția unei relații sau vă învârtiți în cerc, simțiți că vă învârtiți în cerc, simțiți că nu puteți ieși dintr-o situație care este neclară pentru voi. Vreți să fiți fericiți și nu vă mai legați de nicio promisiune, de niciun angajament pe care nu îl simțiți sigur. Pentru cei aflați într-o relație, mi apare o mâhnire, o dezamăgire, o supărare, un regret. E foarte posibil să întâmpinați anumite probleme în relație de dragoste. Și apare acest sentiment de dezamăgire. Vă uitați în urmă și pare că vă pare rău. Vă pare rău de ce? Poate că vorbim de o căsătorie, poate vorbim de o relație mai lungă, care s-a schimbat în ultimul timp? Vă este dor? Vreți să vă întoarceți la cineva sau vreți să vă rezolvați problemele într-un cuplu, unii dintre voi? Să scăpați de o supărare care vă apasă sufletul? Veți vorbi despre acel lucru? Da. Pe parte masculină, dacă sunteți bărbați, voi sunteți cei mai stresați în toată povestea aceasta, iar dacă sunteți femei, bărbatul din viața voastră se stresează foarte mult. Eu cred că aici au fost niște greșeli și acum se cer reparate și văd foarte multă credință sau dorința aceasta de a, ok, am învățat din această lecție, hai să vedem cum facem să mergem mai departe. Sunt lucruri învățate și e o nouă șansă, e o nouă direcție care, sau o nouă, abordare, un nou mod de a comunica cu persoana iubită pentru a îndrepta lucrurile. Pentru ce aflați într-un trio amoros, vă bucurați ce faceți, vă întâlniți în perioada aceasta. Se vede îndrăgosteala. Vedeți că aici, chiar dacă ați început ca o glumă povestea, lucrurile cam merg la un alt nivel și văd că aveți de-a face și cu o persoană în zodia săgetător, dar și semne de apă, scorpion sau pești. Vi se cere echilibru în relațiile acestea de dragoste, vi se cere să fiți atenți și să investiți sentimente într-un mod destul de echilibrat. Sunteți foarte prinsi de o poveste, sunteți fascinați de ceea ce se întâmplă și da, văd o relație ascunsă la unei dintre voi care va evolua și în perioada următoare, adică nu văd să se oprească, văd în continuare cunoașterea, faptul că veți comunica, faptul că veți interacționa mai mult și vă descoperiți unul pe celălalt. Pentru cei singuri, nevoi voi vă gândiți la trecut, la o relație care nu mai este. Tot vă gândiți la o persoană, poate, sau vă apucă dorul de cineva din trecut, nu știu, duceți aici o luptă, să scăpați de niște frici, să scăpați de niște lucruri, situații care vă țin pe loc. Vedeți voi că anumite frici ale voastre, anumite trăiri și faptul că v-ați sacrificat sau ați lăsat impresia că v-ați sacrificat pentru o anumită poveste aici, ca și cum v-ați fi păcălit singuri. Pentru că... Se cere să nu renunțați cumva, deși se luptă așa un pic, mintea cu sufletul vostru, apare o realizare din punct de vedere sentimental că vă apropiați de către cineva, dar vi se cere precauție, adică să fiți mai hotărâți, să vă protejați sufletul. Aici v-ați pus un stop că nu vreți să fiți răniți, dar... În același timp vă gândiți, oare e bine, oare nu e bine, oare să am încredere. Și din nou mă duc cu gândul la o relație mai veche care s-a încheiat și acum vreți să o readuceți în prim plan. Ce ar trebui voi să faceți? Ce ar trebui să știți pentru perioada aceasta? Veți fi sau nu veți fi fericiți? Vom afla cu... Și aici vedem steaua. Steaua speranței. Speranței, steaua vindecării, steaua care prevestește un vis împlinit, care aduce în Bucurie, poate veți de face cu un vărsător unei dintre voi, veți medita, veți analiza, veți contempla, veți gândi foarte mult, mai ales seara când vă așezați în pad, vis-a-vis -vis de o poveste de iubire, o analizați pe toate părțile, mai dau o șansă, nu mai dau o șansă, mă implic, nu mă implic, o să fiu cu acea persoană sau nu o să fiu, ce fac eu în acest trio amoros și așa mai departe, analizați în profunzime dar au, toate situațiile acestea au legătură cu fricile din adâncul sufletului vostru sau ceea ce nu cunoașteți, că mi-apare și care încăpățânare, poate nu este a voastră, poate este a persoanei iubite. Dar prin comunicare vă eliberați, prin spuneți ce aveți de spus și nu țineți, pentru că aveți tendința aceasta de a nu da explicații, de a nu da curs anumitor discuții, de a nu ieși din zona voastră de confort, că așa considerați că este mai bine. Și aici, la un moment dat, o să vă izbiți de un zid, pentru că o să aveți deschiderea aceasta, să dați o șansă, să, nu știu, descoperiți, să faceți altfel lucrurile într-o relație, dar uh, veți fi opriți. Uh, nu ratați, sau nu știu cum să zic, nu, nu scoateți din peisaj tot ceea ce vine pe planul amoros, da? pentru că fiecare persoană, fiecare gest, fiecare vorbă, fiecare postare și așa mai departe vor avea rolul lor. Provocarea vine cu cavalerul de monede, că lucrurile merg prea încet în viața voastră și nu vreți, vreți să se întâmple repede, pe repede înainte Eu și cred că vă gândiți la un drum sau provocarea poate veni de la un drum sau o discuție începătoare, dar este cu final fericit pentru că văd aici o întâlnire romantică, intimitate, mutare, schimbare, parcă lucrurile merg așa pe repede înainte, dar după ce așteptați, nu știu, cred că trebuie să dați startul sau trebuie să dați acordul undeva și aici e provocare, ce faceți, spuneți da, spuneți nu, nu prea știți. Iar surpriza vine cu judecata, nu vă, nu vă îngrădiți, da? Eliberați-vă de lucruri, eliberați, iertați, Faceți alegeri înțelepte din punct de vedere amoros, pentru că văd aici familia fericită și se încheie citirea cu energia principală, da? cu cavalerul de, de bute. Veți acționa, veți merge în direcția bună. Văd familia fericită care se va închega în anul acesta, 2024. Veți ierta pe cineva, vine cineva și vă cere iertare, poate, unora dintre voi. Văd îndrăgosteal, vă îndrăgostiți, sunteți îndrăgostiți, vă mărturisește dragostea. Foarte multă comunicare, foarte multe discuții vor fi clarificatoare. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc în suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!